A fost amenințare cu bombă pe al doilea, cel mai mare aeroport din Danemarca. Un bărbat a fost arestat în legătură cu amenințare cu bombă la aeroportul Billund, al doilea ca mărime din Danemarca. În urma amenințării, aeroportul a fost evacuat și ulterior temporar închis. Autoritățile verifică acum potențiale legături între incidentul de acolo și o explozie care a avut loc la primele ore ale dimineții la un bancomat din parcul tematic Legoland situat în apropierea aeroportului.